Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului, Regele Mihai I al României din Timișoara, a organizat o manifestare expozițională la care s-au evidențiat progresele realizate în domeniul producerii, procesării și valorificării produselor agroalimentare în zona Banatului, zona geografică și cultural istorică cu o semnificativă pondere și relevantă tradiție la nivel național și internațional în domeniul agriculturii. Această manifestare este până la urmă o recunoaștere și o asumare a istoriei noastre și totodată o cinstire adusă predecesorilor noștri. Pentru că dacă vom vedea ce s-a întâmplat și în ce condiție a început să funcționeze universitatea, sigur că le suntem recunoscători celor care au pus bazele acestei universități în condiții foarte, foarte extrem de dificile. Și cu acest prilej noi publicăm 3 volume. Este volumul, să zicem, monografie, cel clasic, în care prezentăm toate cadrele didactice care au activat în universitate, dar avem și 2 volume, aș spune eu, de suflet, și anume un volum, un album, cu fotografii de la începuturile noastre din 1947, 48, 50, 70, relevante vis-a-vis de ce, cum am progresat, ce s-a întâmplat. Și de asemenea avem un volum, Istoria romanțată, foarte important, cred eu, în care sunt prezentate secvențe de către profesori care le-au trăit, în principal domnul profesor Budnaru, căruia îi mulțumesc și pe această cale, dânsul fiind la o vârstă venerabilă și servind această universitate practic de la începuturile ei. Și nu cred că este termenul potrivit, dar totuși îl folosesc. Am profitat de istoria pe care dânsul o cunoaște și l-am rugat să ne o lase moștenire și lucrul acesta s-a întâmplat. Și e un lucru extraordinar.